Până la data de 31 ianuarie 2020 s-a constatat o creștere a încasărilor la bugetul local față de aceeași perioadă a anului trecut cu 7%. A fost încasată suma de 3,71 milioane de lei după cum urmează. De la persoanele fizice a fost încasată suma de 2,46 milioane de lei acordându-se bonificații în valoare de 161.000 de lei iar de la persoanele juridice suma de 1,25 milioane de lei, acordându-se bonificații în valoare de 20.000 de lei. Prin ghișeul.ro au fost efectuate plăți în valoare de 109.000 lei. 310 contribuabili călărășeni au ales plata online a taxelor și a impozitelor locale de la începutul acestui an până la această dată. Plata online se efectuează pe platforma ghișeul.ro, iar pentru autentificare este necesară transmiterea unei solicitări pe e ul primăriei municipiului Călăraș, însoțită de o copie a cărții de identitate. În cel mai scurt timp posibil, veți primi pe e-mail un username și o parolă pe care le veți schimba la prima logare pe platformă. Bonificația de 10% se acordă atât persoanelor fizice cât și persoanelor juridice care își plătesc impozitele și taxele locale pe anul 2020 până la data de 31 martie.